Suntem gata? Da. Dragi cetățeni, vă salut, bună dimineața în această luni, e ziua de luni, știm ce zi e azi. Dar am pus pe pauză campania din Orhei, trebuia să fiu acum în Orhei. Am pus-o pe pauză pentru a face un anunț. Timp de 6 ani de zile, noi, în diferite echipe, în diferite componențe, încercăm să elucidăm implicarea domnului Igor Dodon în procesul de privatizare a hotelului Codru. 6 ani de zile în care încercăm să clarificăm acțiunile sau inacțiunile fostului ministru al economiei de pe timpul privatizării Igor Dodon, pentru a opri această privatizare frauduloasă, urmare a căruia statul a pierdut un activ la un preț de nimic. Hotelul Codru a fost privatizat la o cincime din prețul real de atunci și potențial multe venituri au fost tratate de către stat sub formă de impozite, dividende și așa mai departe. Am încercat să clarificăm ce anume a încercat, care instituții le-a sesizat ministrul economiei Igor Dodon pe atunci pentru a opri o ilegalitate clară și multe alte întrebări. În răspuns, drept răspuns la aceste întrebări, fostul ministru, fostul președinte, fostul deputat, fostul, asta i-aș dori, dacă sincer, Igor Dodon a răspuns că în acea perioadă a scris și a trimis pe secret o nu știu ce scrisoare semnată de dumnealui și de Zinaida Greceanu în adresa lui Vladimir Voronin, pe atunci președinte a țării. Am insistat în nenumerate rânduri să vedem această scrisoare, să o publice pentru a elucida totuși care a fost gradul de implicare sau care a fost contribuția lui Igor Dodon în procesul de privatizare a hotelului Codru. Timp de 6 ani de zile această scrisoare nu a fost publicată. Timp de 6 ani de zile am făcut nenumerate demersuri, am făcut nenumerate sesizări, am inclusiv, fiind în CPR Moldova, am dat statul în judecată pentru a obliga publicarea acestei scrisori pretinse. Am obținut mai multe mărturii în cadrul acestui proces de judecată care indică faptul că nu există o asemenea scrisoare, însă până acum, până săptămâna trecută practic sau 2 săptămâni în urmă, nu a existat un răspuns oficial de la o instituție de stat care să confirme sau să infirme existența acestei unei anumite scrisori de acest gen. Deși noi am încercat în nenumerate rânduri să obținem prin mai multe căi cel puțin un răspuns dacă există sau nu există această scrisoare. Și iată că, dacă o să intrați la mine pe blog, deja articolul este, prima dată în această perioadă, din 2008 până acum, avem un răspuns destul de clar de la Agenția Proprietății Publice, semnat de domnul Țepordei, care a fost inclusiv avocatul domnului Dodon, deci credibilitatea informației socialiștii nu ar trebui să o pună sub semnul întrebării. Un răspuns care indică foarte clar că în arhiva agenției, inclusiv cu acces restricționat, adică ceea ce am solicitat noi, nu au fost identificate careva demersuri adresate de ministrul economiei de atunci Igor Dodon către președintele Republicii Moldova Vladimir Voronin. Fapt evident, ori în acea perioadă Agenția Proprietății Publice deținea statutul de autoritate administrativă care își desfășura activitatea în subordinea Ministerului Economiei, adică în subordinea lui Igor Dodon, ministru al economiei. Mai departe, tot acolo, un răspuns intermediar a fost oferit și de Cancelarea de Stat, semnat de doamna Lilia Iaconi, care la fel confirmă faptul că nu au fost identificate în cadrul Arhivei Cancelariei de Stat oricare demersuri, scrisori secrete în acest sens, care pretind să oprească o privatizare clar ilicită în favoarea unui oligarh
bine stabilit sub coasta președintelui de atunci, Vladimir Voronin. Deci, noi considerăm acest subiect clarificat și elucidat. Igor Dodon nu a întreprins nicio acțiune pentru a opri o fraudă clară, o privatizare clară în defavoarea statului, fiind însărcinat ca să protejeze, prin mandatul de ministru, să protejeze proprietatea statului. Igor Dodon nu a întreprins nimic. Igor Dodon nu a încercat să oprească o privatizare frauduloasă, cum am mai spus. Acest lucru fiind clarificat, rămâne doar să, totuși, și dacă informația este falsă sau greșită, atunci unicul lucru ce poate fi, ce poate clarifica, este o probă contrarie. O scrisoare care noi nu am găsit-o timp de 6 ani de zile și care avem un răspuns clar că ea nu există, considerăm acest subiect închis. Acum, eu înțeleg, și concluzia fiind clară, că Igor Dodon, timp de ani și ani de zile, fiind deputat, fiind președinte, a mințit cetățenii, a mințit despre implicarea lui într-o clară fraudă. Și nu e unica, dar astăzi vorbim despre anume această privatizare faimoasă, vestită. Și eu, și cu asta o să concluzionez, eu înțeleg că poate noi în țara noastră suntem obișnuiți cu faptul că politicienii mint și după asta sunt prinși cu minciuna și o minciună care putea corupție clară și ei fac, știți, așa și merg mai departe, se realeși și își continuă cariera. Eu înțeleg asta, dar asta nu este normal. Și asta e important ca fiecare cetățean să înțeleagă și să accepte. Asta nu este normal. Într-o țară civilizată, unde avem cetățeni și, în primul rând, politicieni responsabili, așa ceva nu este normal. Când un politician este prins cu o minciună de genul ăsta, mai ales cu o minciună cu clar iz de corupție, acel politician dispare de pe scena politică. Își dă demisia și dispare. Merge, nu știu, scrie cărți, face prelegeri, orice, dar el nu mai îndrăznește să ceară votul cetățenilor. Și eu cred că, dragi cetățeni, stimați oameni, eu cred că e timpul să ne creștem standardele pentru calitatea politicienilor din țara noastră. Eu cred că e timpul să nu tolerăm hoția și minciuna. Asta am vrut să vă spun. Încă o dată, acest caz îl considerăm elucidat până la proba contrarie. Și este responsabilitatea și interesul, ca totdeauna, a socialiștilor și a lui Dodon să prezinte clarificări. Vă mulțumesc!